Bun găsit tuturor la horoscopul financiar al lunii martie. Dacă sunteți curioși ce se întâmplă în luna martie și nu ați apucat să vedeți filmările anterioare, vă reamintesc că am filmat horoscopul general al lunii martie. Există și o filmare despre dragostea în luna martie pentru fiecare semn zodiacal și m-am gândit să închei periplul prin luna martie a previziunilor generale și despre dragoste cu zona financiară, să vedem ce ni se întâmplă și pe partea financiară. Și vă reamintesc, dacă vreți să fiți la curent cu filmările mele, cu activitatea mea, să apăsați butonul subscribe sau butonul abonează-te din partea dreaptă jos a acestei filmări. Să vedem ce se întâmplă cu zona financiară pentru luna martie. Și vă reamintesc că planeta responsabilă pentru bani, abundență și stabilitate materială, viață materială, zonă materială în astrologie este planeta Venus. Ei bine, Venus în luna martie tranzitează semnul vărsătorului și apoi după 26 martie intră în zona de marcaj pe pești. Este o lună în care vom fi mult mai practici, deci 26 de zile, vom fi mult mai practici și mult mai organizați în zona financiară și va fi foarte important să avem grijă la faptul că între 5 și 28 martie Mercur se află în retrogradare, iar planeta Mercur este planeta care ține de achiziții și vânzări, negocieri și comunicare și semnarea contractelor. Deci, una caldă, una rece, vor fi foarte multe oportunități financiare și oferte financiare pentru fiecare semn zodiacal, dar în același timp va trebui să cumpănim foarte bine în ce ne băgăm și ce decizii financiare luăm, ca să nu fim afectați sau lucrurile să înceapă bine și să nu se sfârșească în forma în care am debutat ca și manifestare financiară. Și începem cu semnul zodiacal al berbecului, zona previziunilor. Berbecul, dacă vrea să facă bani și poate să facă mulți bani în luna martie, trebuie să muncească din plin și chiar s-ar putea să intre în ipostaza de subordonat sau succesul financiar al berbecului în luna martie să depindă de relația cu o autoritate, de relația cu cineva care este superior ierarhic berbecului. Este o lună bună financiară și o lună foarte bună pentru achiziții, dar te avertizez că dacă vrei să faci bani, va trebui să faci niște investiții în tine. Nu știu, să schimbi garderoba, să schimbi coafura, să-ți cumperi o aparatură mai specială, să-ți schimbi telefonul, laptopul. Dau niște exemple, dar repet, 5-28 martie nu e o perioadă bună pentru achiziții care țin de zona electronicilor. Ăsta e și motivul pentru care eu vă trimit această online, urc această filmare mai devreme. Să știți că ce cumpărați electronic să fie până pe 4 martie sau după 28. Oricum, nicio grijă, vine o filmare specială dedicată lui Mercur retrograd. Apoi, Taurul. Taurul câștigă bani prin asocieri, parteneriate sau de pe urma unor asocieri și parteneriate. Este o perioadă foarte bună pentru Taur să înceapă sau să gândească un proiect sau să ia niște decizii privind un proiect sau o investiție. O femeie te va ajuta foarte mult în luna martie, în zona financiară, dar vezi că această femeie pare o zgripțuroaică la început, pare o persoană foarte severă, foarte strictă. Și ai să faci câțiva pași înapoi și ai spui, dar stai, mie nu-mi trebuie așa ceva. Dar de fapt femeia asta are toate bunele intenții să te ajute să-ți meargă bine. Gemeni. Gemenii vor fi direct afectați între 5 și 28 martie de retrogradarea lui Mercur prin semnul, guvernatorul semnului vostru zodiacal.
Asta înseamnă că trebuie să aveți grijă la ce semnați și dacă aveți desemnat un contract, citiți-l de 10 ori. Însă, în ansamblu, este o lună bună pentru afaceri prin intermediul internetului, comunicare care să vă aducă ulterior niște investitori sau niște achiziții importante. Și este un moment foarte bun pentru gemeni să negociați începerea unei afaceri, dar cu niște bani din străinătate, sau mă refer chiar la fonduri europene aici. Rac. Racul are o lună foarte bună pe zona afacerilor sau transformarea unui hobby într-o afacere care să-ți aducă câștiguri ulterior. E timpul să monetizezi ceva față de care manifeste o pasiune, ceva care îți pare interesant, ceva care ai făcut anterior de plăcere, dar acum a sosit momentul să scoți și bani din povestea aceasta și să nu ai nicio ezitare, nu este o rușine să faci bani din ceva ce îți place. Partea bună e că ai să faci foarte bine lucrul acela și nu o să îți pară că nu o să simți că lucrezi nici măcar o singură zi. Este o lună în care racul poate purta niște discuții foarte interesante cu un bărbat legat de niște investiții sau un loc de muncă mai bun. Leu. Leul e pe ascensiune socială, cu Venus în vărsător. Îl aspectează bine pe Leu acest lucru și nu-i mai pasă de niciun Mercur retrograd. Leul urcă, face treabă și câștigă bani în luna martie, doar că trebuie să stemperezi puțin impulsurile de dominare asupra celorlalți. Și o femeie te va ajuta foarte mult în proiectele tale. Sau, dacă nu e o femeie, cineva din familia ta îți dă o mână de ajutor. Fecioara. Fecioara începe să simtă și ea o îmbunătățire a zonei financiare după o perioadă în care ai cam fost așa, ai avut frică, ți-a fost frică că nu o să o scoți la capăt. Uite că lucrurile încep să se așeze și în favoarea ta. Nu este o lună spectaculoasă cu nu știu ce revelații financiare. În schimb, ce faci acum, faci temeinic și faci stabil. Și fă ordine și curățenie în zona hârtiilor, datoriilor, relațiilor cu băncile. Verifică puțin, investighează puțin această zonă. Balanța. În luna martie, balanța devine brusc rațională și puțin cam zgârcită. Deci trebuie să ai grijă. E ok să fii cumpătat și să-ți verifici banii și să verifici cum stai cu finanțele, dar încearcă să te și relaxezi. Nu te gândi că vine apocalipsa și ai să mori de foame în următoarea perioadă. Nici vorbă de așa ceva. Și este o lună foarte bună pentru balanță să închidă niște datorii față de alte persoane sau să primești, să ți se ramburseze niște bani. Și dacă, să spunem, vrei să începi un proces împotriva unor persoane care nu te-au plătit sau poate ai fost concediat pe nedrept, acum este luna bună să începi acest proces. Scorpion. Scorpionul e despre el și despre imaginea sa și ți-aș recomanda să investești în imaginea ta. Dacă tu vrei să faci bani în viitor, trebuie un pic să ai grijă și la cum arăți, ce cursuri ai, ce informații deții, pentru că da, poți să ai talent cu carul, dar dacă nu știi să promovezi acest talent și nu știi să aduni continuu informații, atunci degeaba ai talentul. Talentul este, există un proverb, o vorbă care spune talentul este 1% și restul de 99% este muncă. Exact acesta este mesajul horoscopului financiar al lunii martie pentru Scorpion. Trebuie să mai investești un pic în tine, trebuie să te mai școlești puțin, ești pe drumul cel bun, continuă în ritmul în care ești, dar ia în calcul să aduci și ceva nou în viața ta legată de zona studiului. Săgetător. Ei bine, aveți grijă că începe o lună care nu e foarte simplă pentru voi. Jupiter, Marele Benefic, se află în
mișcare în gol la începutul lunii și asta va marca întreaga perioadă. Deci luna martie nu este cea mai bună lună pentru săgetători în zona finanțelor, dar asta nu înseamnă că e tragic. Înseamnă că trebuie să te duci înspre deciziile anterioare și să le reanalizezi, să te întorci asupra asocierilor pe care le-ai făcut, contractelor pe care le-ai făcut, împrumuturilor pe care le-ai făcut. E o lună de recurățare, reinventare, reorganizare, primenire. Bate primăvara la ușă, atunci și tu, la rândul tău, poți să faci niște schimbări care să-ți aducă câștiguri bune, semnificative, după luna aprilie. Dar acum, în martie, dacă aș fi săgetător, eu aș sta puțin deoparte de să achiziționez lucruri foarte importante sau să semnez contracte și ți-aș recomanda cu toată căldura fii foarte prudent cu privire la împrumuturile bancare care te pot complica foarte mult în această perioadă. Capricorn. Capricornul poate să piardă niște bani ca urmare a unor discuții sau a unor piedici ridicate de o femeie. O femeie nu vă iubește, nu vă place, nu vă înghite, ca să zic așa. Și acum o să trebuiască să faceți un efort de voință, să vă conduceți în luna martie afacerile sau investițiile sau finanțele cu o mână de oțel. Nu faceți cheltuieli irresponsabile pentru că o să vă coste foarte mult. Trebuie să fiți cu capul pe umeri, ancorați în realitate și responsabili maxim cu investițiile pe care le faceți. Este o lună în care Capricornul trebuie să lupte cu această persoană care vă afectează și trebuie să aibă grijă și asupra imaginii pe care o prezintă în lume. Deci trebuie să fii foarte alert în zona finanțelor și fii foarte cumpătat. Vărsător. Vărsătorii s-ar putea să plătească niște amenzi sau să vină niște polițe de plătit. Te așteptai la ele, nu va fi ceva din senin. Trebuie să plătești niște dări, niște cecuri la stat sau trebuie să returnezi niște împrumuturi. Nu înseamnă că vei fi destabilizat financiar, nici vorbă de așa ceva. Și este o lună foarte bună să vă instruiți, să citiți, să învățați, să vă școliți, să participați la niște cursuri care vă vor ajuta să aveți o nouă imagine asupra finanțelor. Cineva din familie, ori soț, deci parte masculină, zonă de bărbați, s-ar putea să aibă niște probleme financiare și tu îi sari în ajutor acestei persoane, dar în același timp încearcă să nu îi rezolvi problemele. Persoana respectivă are unele complicații sau unele încercări prin propriile sale alegeri. Lasă să învețe din ele. Ajută cât de mult poți, dar nu îți da și haina de pe tine. Și am ajuns la pești, care în luna martie au o lună foarte bună legată de bani. Banii vin fie printr-o afacere, fie prin transformarea unui hobby în ceva care va monetiza, fie din străinătate sau o persoană din străinătate vă ajută cu niște bani. Este o lună foarte bună pentru voi. Aveți foarte multă intuiție și cred că veți fi zodia care va fi cel mai puțin afectată de Mercur retrograd între 5 și 28 martie. Deciziile pe care le veți lua se vor baza mult pe intuiție și cum intuiția voastră nu va greși, veți vedea că veți ieși în câștig. Dar trebuie să aveți o discuție delicată cu o rudă de sex masculin legată de niște bani. Vă doresc succes în această discuție. Și vă doresc tuturor să avem, vă doresc și îmi doresc să avem parte de banii pe care îi merităm, banii care ne trebuie și să avem o lună cât mai liniștită și cât mai înțeleaptă în zona finanțelor.
Vă mulțumesc că ați urmărit previziunile mele legate de zona finanțelor. Aștept să-mi trimiteți mesajele, citesc mesajele care se publică, sunt citite întotdeauna și vă doresc un martie cât mai frumos și mai îmbelșugat.